Dacă putem începe. Mulțumesc, domnul Dinu. Domnul secretar? Da, sunt prezenți 15 consilieri, ședința este constituită legal. Putem începe din 20, pentru că asta vreau să fac mențiunea, că la ședință participă și domnul consilier Vericu, care ne-a notificat, urma la ședința ordinară, aveți informarea, ne-a notificat că a câștigat în instanță, s-a anulat ordinul prefectului și poate participa la ședință, hotărârea fiind definitivă. Asta. Da. Mulțumesc, domnul secretar. Îi urăm bine a revenit. Vă rog. Înainte de a începe ședința de astăzi, vă propun să păstrăm un moment de reculegere în memoria victimelor din capitală. Mulțumesc. La ședința de urgență de astăzi este un singur proiect de hotărâre cu privire la aprobarea contractării unui împrumut din vărsăminte de privatizare înregistrate de Ministerul Finanțelor Publice în contul curent general al Trezoriei Statului în valoare de 4.500.000 de lei pentru asigurarea furnizării energiei termice în sezonul rece. Supun la vot, vă rog. Eu aș avea ceva de spus. A, spuneți la ordinea de zi. Ordinea de zi, da. Supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? E cineva împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Domnul primar. Da. Despre ce este vorba? Cu toții știți că de când există CET-ul, de când există termoficare și asigurarea energiei termice pe timp de iarnă, a fost o necesitate, a trebuit să existe un sprijin din partea Consiliului Județean atunci când această investiție, acest serviciu exista la Consiliul Județean sau de la Consiliul Local din 2012 încoace. A fost necesar, întotdeauna vă spuneam, un sprijin financiar necesar asigurării pornirii centralei termice pentru faza de început. Dacă acest CET ar fi funcționat continuu, lucrurile ar fi mers. Adică exista și o ritmicitate în primirea, eu știu, a contravalorii serviciului, existau și bani, dar faptul că de 15 ani în Giurgiu, sau de 15 ani, da, în Giurgiu, nu se mai furnizează agent termic vara pentru apă caldă, creează o problemă centralei termice, eu știu, acestui CET, de a porni activitatea. Este nevoie și de surse financiare pentru cumpărarea gazului necesar, dar și de buna funcționare până la primirea sumelor de bani aferente serviciului respectiv. Unde anul acesta situația a fost un pic mai dificilă. Știați că din vară a existat o hotărâre a ANAF care a pus firma care are concesionat serviciu Global Energy Production într-o situație fără precedent, în sensul că odată cu intrarea în insolvență prin faliment a scutului, acesta a tras după el și GEP-ul ca și terț poprit, ca și în răspundere solidară pentru întreaga sumă. Ceea ce a făcut ca, chiar dacă în această perioadă firma GEP, Global Energy Production, se afle în faza de contestare a acestei decizii în instanță, codul fiscal prevede că ea devine executorie din momentul în care a fost comunicată. Drept urmare, conturile firmei Global Energy Production au fost blocate, să încearcă deblocarea lor și ieșirea din acest impas. În acest moment este nevoie și necesar să asigurăm încălzire orașului, să asigurăm gazul necesar pornirii acestei centrale la capacitatea care trebuie pentru furnizarea agentului termic în optim pentru cetățenii orașului.
Și dacă în ultimii 2-3 ani primeam ajutor de urgență de la guvern, tocmai pentru cumpărarea în avans a energiei termice, a gazului natural necesar, anul acesta, și datorită, eu știu, problemelor care au fost la începutul anului cu Curtea de Conturi și controle și interpretarea legii, guvernul n-a mai venit cu acea facilitate de a ne a sprijini cu sume de bani în avans ca să cumpărăm gaz, și a venit cu o oportunitate de a ne împrumuta din, de la trezorerie cu o dobândă bonificată și cu un termen de 20 de ani sau nu știu cât. Maxim până la 20 de ani. Maxim până la 20 de ani. Este nevoie, singura primărie care a primit sume pentru dezvoltarea sistemului și pentru, eu știu, găsirea unei alternative la încălzire a fost Drobeta Turnul Severin. Faptul că centrala termică de la regia de apă grea s-a închis, a creat disconform municipalității respective și trebuie să-și găsească o altă sursă. La noi nu se pune problema pentru că toate utilajele, toate instalațiile aparțin municipalității, CET-ul aparține municipalității, deci nu avem probleme de genul acesta că dacă cumva se întâmplă ceva, nu avem de unde să mai luăm energie termică. Dar e nevoie de acest ajutor, de acest sprijin pe care trebuie să-l dăm an de an, în contul subvenției, unei părți din subvenția pe care o acordăm cetățenilor, să dăm această sumă de bani în avans firmei Global Energy Production într-un cont escrow, care din acel cont escrow se plătesc contravaloarea gazelor naturale achiziționate în avans pentru toată perioada de iarnă. Având în vedere acest lucru, a existat și există o urgență privind contractarea acestui împrumut, în sensul că procedura este de durată, durează cam 2-3 săptămâni cel puțin până se face documentația, te trimite la Comisia Națională de Aprobare a Împrumuturilor, ajunge înapoi în Ministerul de Finanțe, în Direcția de Finanțe, se face o altă hotărâre de, eu știu, cu sumele respective, de aprobarea împrumutului și de-abia după aceea urmează să efectiv să avem bani într-un cont și de acolo să plătim. Deci eu zic că dacă începem în acest moment, cam până la sfârșitul lunii am avea și bani în cont ca să putem să cumpărăm gaze în avans. De aceea a fost nevoie și vă mulțumesc că ați răspuns acestei cereri, pentru faptul că chiar nu mai suportă amânare, încercăm să depunem cât de repede putem, că s-ar putea marțea viitoare să fie ședință la Ministerul de Finanțe, la Comisia de Aprobare a Împrumuturilor, și atunci trebuie să avem această, să avem această, altfel mai pierdem 2 săptămâni. Mulțumesc, domnul primar, discuții. Domnul Dinu. Am înțeles că așa o concluzie făcută din partea executivului, că nu suntem într-un impasse. Chiar dacă Global Energy Production e în situația care este, dar vreau să menționez că există o lanță de licență în momentul față care a dat o amnistie, s-a aprobat o amnistie fiscală și poate că beneficiai dumneavoastră de ea. Până la marte am înțeles că cine plătește facturile poate să beneficiai dumneavoastră pentru că am plătile și am înțeles că dobândi la 1.054%. Am înțeles foarte bine și chestia că există o alternativă și nu suntem într-un impas ca și Severinul, că zilele trecute chiar mă uitam pe internet și există o situație delicată la Severinul, unde lucrătorii din cer de cuvânt în momentul ăsta, și de aici de ce a spus noastră mai devreme. Bun. O altă explicație aș vrea din partea executivului, pe ce perioadă va fi luată această sumă de bani și de cine va fi plătită. Mulțumesc, domnul Dinu, domnul primar. Da. Nu am stabilit încă, o să vedem în funcție și de bugetul primăriei, perioada. Nu cred că ne ducem în perioada maximă, s-ar putea să mergem până în 15 ani rambursarea acestui credit. Să nu fie un efort foarte mare pe termen scurt.
pentru că în următorii ani, și anul acesta, și anul viitor, și poate și anul celălalt, primăria este în acel program de termoficare 2013-2015, la anul vom fi 2016-2020, de realizare a întregului sistem de termoficare, de modernizarea întregului sistem de termoficare cu centrale noi, centrale de cartier, tocmai ca să reducem costurile, să reducem acele cheltuieli și acele pierderi foarte mari care grevează costurile în acest moment de producere și de prețurile de facturare, până la urmă, ale către cetățeni. În ceea ce privește din ce va fi rambursat acest credit, deci noi an de an asigurăm sursele necesare firmei prin cumpărarea în avans de gaz în contul acelor subvenții pe care municipalitatea o acordă la prețul gigacaloriei. Automat, având acele, acel program de investiții, nu vom mai avea nici cost atât de mare sau nu mai vom avea pierderi pe circuit atât de mare. Deci va exista o economie la acel cost de furnizare și drept urmare și efortul primăriei privind acea subvenție va fi mai mic. Deci anual vom putea plăti acea sumă aferentă acestui credit care astăzi îl luăm din economiile care le vom face, nu sunt sume foarte mari. Deci dându-ne cum înseamnă 3 miliarde, suma aceasta, 3 miliarde, 3 miliarde și ceva pe an. În 15 ani, 45 de miliarde. Deci 3 miliarde bani vechi. În 5 luni înseamnă 500 de milioane bani vechi, sau în 6 luni. Bani vechi lună de lună. Doar din economiile care le vom face de la neavând pierderi pe traseu, putem achita acest credit. Aș vrea să vă spun un singur lucru. N-aș vrea să pară imperativ sau să pară ca o formă, dar dacă nu vom cumpăra în toamna aceasta gaz în avans, vom crea o mare problemă cu încălzirea în oraș. Dar ce se întâmplă dacă va fi o situație similară anul viitor? Să sperăm că anul viitor nu va mai fi o situație similară, măcar să avem 15-20 de miliarde anul viitor să putem cumpăra în avans, să vedem, poate montăm în vara următoare, pentru că din economiile care le-am făcut la programul de investiții pe anul acesta, din banii primiți de la guvern, acele economii ne-au permis să devansăm investițiile care urma să le facem anul trecut și le vom face anul acesta o parte din ele, vom mai face și în contul programului de anul viitor aceste investiții și poate încercăm să montăm una sau două centrale deja de anul viitor, urmând ca centrala cea mai mare care este la pe strada Gloriei, în curtea Tracumului, aceea să dureze mai mult pentru că o investiție foarte mare. Și ne va fi greu, e și aducțiune de gaz și racord de energie electrică și sunt investiții mult mai mari acum. Doamna Ciulacu? Domnule președinte, am o întrebare către domnul primar. De ce nu contractăm jumătate din această sumă? De ce trebuie să plătim integral suma pentru servicii de care beneficiem treptat? Spun și de ce, domnule primar, de ce formulez această întrebare? Mi se pare enormă suma de 4.500.000 de lei noi. Mi se pare cumpărătoare pentru municipiu. Este adevărat, locuitorii acestui oraș trebuie să beneficieze de căldură. Nu contestă nimeni acest aspect. Însă trebuie să ne gândim și la repercusiuni, la urmările pe care le-ar putea avea contractarea unui debit, unui credit atât de mare. Da. În primul rând, Gata? Nu, voiam să mai spun ceva. Da. Este nevoie de combustibili, înțeleg, dar propunerea mea este să se contracteze jumătate din credit și să se achiziționeze jumătate din cantitatea necesară de combustibil. Vă gândesc că am putea beneficia de căldură pe 6 luni, cu aproximație. Mă gândesc că am putea să achiziționăm combustibil pentru 3 luni. Pentru că există posibilitatea ca întregul guvernul să aloce banii aceste subvenții. Da. Nu, haideți să vă spun. A fost ultima rectificare. Da. A fost ultima.
Da, a fost ultima rectificare bugetară realizată anul trecut. Realizată în urmă cu două săptămâni. Această rectificare este ultima pe anul acesta. Rectificări sau credite financiare de la guvern nu se mai dau decât în iulie-august anul viitor la prima rectificare sau poate în octombrie-noiembrie anul viitor la cea de-a doua rectificare, ce o mai fi până la anul. În acest moment, subvenția pe care municipalitatea trebuie să o plătească este mult mai mare, este de aproape 58 de miliarde. Noi luăm acest credit de trezorerie ca să asigurăm funcțiunea sau siguranța funcționării CET-ului până februarie. Pentru luna martie vom asigura din surse proprii această subvenție. Tocmai că creditele bugetare și aceste împrumuturi nu se dau decât pentru anul bugetar 2015, de la sfârșitul anului ce sume sunt necontractate sau nefolosite să dau înapoi la sfârșitul anului statului. Deși tot ce am primit în acest moment de la guvern pe diverse investiții, dacă nu se finalizează anul acesta și nu avem, plăți pentru lucrări făcute anul acesta, la sfârșitul anului excedentul dăm înapoi. De aceea vă spun că această oportunitate se dă pentru sfârșitul anului acesta. Mai departe nu se mai dă. De aceea vă spun că nevoia, indiferent că este credit în acest moment și se plătește acum, tot efortul primăriei este, și dacă îl dăm în ianuarie sau în februarie, tot în banii primăriei să dau. Nu vin de altă parte alți bani că se va mai da gratis de la guvern. Deci acesta este singura favor sau oportunitate sau, formă de ajutorare a guvernului către municipalitățile care au probleme cu încălzirea. Alta nu mai există. Trebuie să ne gândim și la posibilitatea rambursării acestei sume mari din punctul meu de vedere. Deci eu am explicat... Ne tindem pe o perioadă de grație de aproape 20 de ani. 15 ani, v-am spus. Deci 3 miliarde. Bani vechi, 300 de mii anual, înseamnă 500 de milioane bani vechi, lunar, de aici încolo. Este un efort mult mai mic decât, dacă aprobăm, să zic, jumate acum, cum ziceți dumneavoastră, iar, nu. Și în ianuarie noi trebuie să dăm încă 25 de miliarde odată. Plus încă 15-16 care îi mai avem în februarie-martie. Deci efortul este mult mai mare. Vă credeam că în situația în care am contractat la jumătate din credit, normal că și dobânda și... Nu, dobânda este o dobândă de 3% plus robor. Deci, evident. Deci, una este să plătești în 15 ani acest efort de încălzire în iarna aceasta și alta este să iei jumate, care oricum au o dobândă și tot acestea, și în ianuarie să vii cu 15, cu 22 de miliarde și în februarie să mai vii cu 15. E un efort enorm, mult mai mare. Și să mai punem problema că n-ar fi fost ce facem cu banii care trebuie să îi avem municipalitatea pentru programele de investiții, pentru că statul acordă 70%, dar 30% din acel program de 4 milioane și ceva de euro care s-a aprobat studiile de fezabilitate pentru acest program de modernizare. Gândiți-vă că și efortul municipalității pe o perioadă scurtă de timp, un an maxim 2, este foarte mare, 30% de mai 1.200.000 de euro. Deci aproape 60 de miliarde. Dacă mai venim și cu încă 30 de miliarde în ianuarie, automat vom avea o problemă din asigurarea surselor financiare pentru terminarea acestui proiect rapid. Adică să nu lungim, că nu avem cum. Nu mă truc. Vedeți, așa a spus și domnul Dinu, întâmplător, de data aceasta are dreptate. Ce facem dacă ne regăsim la anul în aceeași situație? Situația se perpetuează. Nu avem bani să... Sunt ferm convins că s-ar putea să nu mai fiu nici eu, nici dumneavoastră. Și atunci se va lua o decizie la momentul respectiv pe baza unor altor date. Adică vom avea o altă situație în acel moment. Vom avea, un alt program de modernizare cu alte date, vom avea un alt preț, s-ar putea, al gigacaloriei, o altă subvenție și o altă mod de a susține financiar. Mulțumim, domnul primar. Nu mai o clipă, domnul Dinu, domnul Măroiu. Domnul Măroiu, eu îmi contest faptul că, într-adevăr, trebuie să ajutăm populația, că și eu am același semn de încălzire cu CET-ul. Dar guvernul ăsta și administrația locală, eu zic că face o nedreptate, pasând
datoria asta pe 15 ani de acum încolo, că nu e mai cazul jocului, doar că este la nivel național. Și atunci ce facem cu, cu anii care vin? Noi acum, într-adevăr, dăm anumiți bani pe anumite sectoare de activitate, pe anumite ministerii, acolo unde trebuie să dăm la încălzire, pentru că toată lumea a știut chiar și din guvernul contact, trebuie să vină iarna și trebuie să ne încălzim. Iar NASA a spus că guvernul o să asigure 80%, nu din subvenții. Și vreodată s-au răspândit. De ce? Vreau să ne explice. Nu, din cheltuielile de investiții. În cheltuielile de investiții, 70% de modernizare. Deci nu dăm subvenție. Au fost 3 ani, 3 ani au fost când ni s-au dat bani în fondul de urgență. S-au dat bani... Domnul Dinu, solicitați înscrierea la cuvânt. Vă rog, doamna Cilacu, închideți... Da, și vă dau cuvântul. Închideți, doamna Cilacu. Ok. Da, și vă dau. Da? Mulțumesc, domnul președinte. M-am dat seama că sunteți o persoană bine atinsă. Da, vreau să mai întreb un singur lucru. Dacă s-a permis împrumutul acesta prin trezorerie, s-a aprobat pentru hotărâre cu Consiliul, pentru o hotărâre de guvern, pentru ordonanță de urgență sau prin un alt act normativ emis atât de guvern cât de Parlamentul României. Și vreau să-i răspund să merg pe firul muncit. Nu este o sumă destul de mare la o administrație cu genul judic care are o plată de 60.000 de locuitori. 45 de milioane e o, e o șpagă la un debilitate de la București. E o parțină. E o sumă mică în raport cu efectele care le creează acest fenomen, dar a dat posibilitatea oamenilor să se încălzească în municipiul Giurgiu. Și mai ales că am înțeles de la domnul primar și nu vreau aici să fiu să meargă serviciu. Se poate găsi și o altă alternativă în caz dacă această societate globală nu mai poate să ducă atribuțiunile până la bun și conform contractului, că se găsește posibilitatea de a fi un nou operator datorită faptului și în mod destul și evident că tot ce există la ora actuală în vis-a-vis de utilaje sunt ale primării, am înțeles, da? E ok. Nu știu dacă e o sumă destul de mare sau încovărătoare pentru o administrație de genul a unui oraș, Italia Giurgiu. Nu este de Italia Giurgiu sau Los Angeles. Dar este un oraș important. Și trebuie să avem grijă de oameni. Că înțeleg că prietenii mei și colegii mei de la Liberal că au fost trebuie necesare vis-a-vis de actualul guvern. Nu trebuie să dăm cu pietre acum în guvernul actual. De ce? Fiindcă, până el, tot bine pe rău, a mai făcut și lucruri bune. Nu foarte bune, dar bune, în raport cu ce a făcut Tăricianu în 2004-2005. Rezumați. Mulțumesc, domnul Dinu. Domnul Venico, am înțeles că doriți. Mulțumesc, domnul președinte. Bun găsit, stimați colegi. Bun găsit, domnule primar. Vreau să ridic o problemă. Dumneavoastră, în urmă cu ceva timp, pe spațiul public, v-ați lăudat că problema încălzirii orașului pentru iarna 2015-2016 este rezolvată. Bun. Într-o altă ieșire publică, înainte ca în Consiliul Local să se aprobe acea subvenție de 50%, pentru asta felicit stimații colegi că au aprobat o subvenție de 50% ajutând giurgiuvenii care beneficiază de acest sistem centralizat de încălzire. Dar uitați-vă în ce situație suntem în momentul de față. Cu asigurarea acestei sume corespunzătoare subvenției de 50%. Revin la ieșirea în spațiu public. Dumneavoastră a spus atunci că guvernul va veni cu 80% din cuantumul acestei subvenții, iar Consiliul Local, administrația publică locală, nu va suporta decât maxim 20% din acest cuantum. Explicați-mi și mie de ce am ajuns în această situație și ce ați avut la bază când ați ieșit în spațiu public cu aceste inepții. Cred că, mă rog, dar eu să-i răspund chiar dacă a fost. Să folosim termenii care trebuiesc și sunt angleți. Nu, trebuie așa o formă de înviorare a Consiliului Local. Cred că domnul Dinu era prea singur aici în toată această confruntare și mai trebuia cineva să la capătul celălalt de pe partea dreaptă.
Haideți să vă dau răspunsul, domnul Velicu, să vă dau răspunsul. Nu, domnul Dinu. Nu, vă asigur. Nici pe mine să nu mă asimilați cu domnul Dinu, vă rog. Auziți, dacă domnilor, dacă n-ați înțeles nimic din acel moment, domnul Dinu, dacă n-ați înțeles nimic din acel moment de reculegere, înseamnă că chiar nu suntem pierduți pentru omenire. Haideți să nu amestecăm lucrurile. Nu, amestecăm, domnul Velicu. Dacă ați venit să vă certați în ședința de Consiliu. Nu, este clar. Haideți să vă spun. Cred că n-ați auzit foarte bine și am cu tăria cuvintelor când spun acest lucru, cu susținerea de către guvern a 80% a subvenției de încălzire. Este vorba cu susținerea cu până la 80% a cheltuielilor de investiție în infrastructura de termoficare. Și este cu totul altceva. Poate n-ați înțeles foarte bine, dar niciodată guvernul nu a condiționat anumite sume de bani care s-au dat pentru încălzire de o cofinanțare a primăriei. Niciodată. Când s-au dat bani, s-au dat, dacă au avut, au dat, dacă nu au avut, n-au dat. Niciodată nu s-a discutat în această sală de Consiliu de o cofinanțare a subvenției de către guvern. Să spunea un ajutor, s-a spus, există oportunitatea ca în alți ani să primim de la guvern 45 de miliarde sumă ca și ajutor, ca și în alți ani. Alți ani am trecut, am cerut în primul an, am cerut 50 de miliarde, ne-a dat 25, anul următor am cerut 47 de miliarde, ne-a dat 47, anul ăsta am cerut 47, nu ne-a mai dat nimic. Ne-a dat această oportunitate de a ne împrumuta și de a plăti, de a ieși pe o perioadă lungă de timp și de a ieși din acest impas. Urmând ca în anii următori să facem cheltuieli de investiții și să reducem acele costuri de și pierderi, costuri de producere și pierderi pe traseu și din acea reducere de costuri să ne acoperim acest credit. Așa a fost dat întotdeauna, cel puțin în această hotărâre de guvern sau ordonanță de guvern 48-46. Drept urmare, am mai explicat și mai explic o dată. Efortul primăriei pentru asigurarea surselor de încălzire pentru iarna aceasta este pe următorii 15 ani de 500, pe iar lunile de iarnă de 3 miliarde lună de lună, an de an. Vreau să fiți corecți și să știți că dintotdeauna CET-ul a funcționat prin subvenție de la primărie sau de la Consiliul Județean. Dintotdeauna. Și vreau să vă aduc la cunoștință faptul că în 2012, în 2011, actualul teatru nu a fost finalizat pentru că banii destinați investiție pentru teatru au fost trimiși către CET să funcționeze pe timp de iarnă. Deci Consiliul Județean atunci a înțeles să asigure sursele necesare pentru încălzirea orașului, dând această plată în avans CET-ului, tocmai ca să funcționeze sistemul. Și așa funcționează în toate orașele care au sistem centralizat. Nu e Giurgiu mai prost sau mai bine decât alt oraș din țară. Toate orașele care au sistem de termoficare și încălzire centralizată au această problemă mare, că trebuie să asigure sursele necesare, de unde găsesc, de unde nu găsesc, ca să funcționeze acest sistem. Un sistem gândit pentru o anumită perioadă, care nu mai este de actualitate acum. În acest moment, noi de 3 ani de zile avem investiții de aproape 160 de miliarde în sistemul de modernizare. Noi sperăm că prin strategia care am aprobat-o luna trecută, să finalizăm în 2 ani de zile această modernizare și atunci vom avea economie la pierdere. Că aici e problema. Noi nu producem scump energia termică. Dar avem aproape jumate pierde, 30 și ceva la sută, 36-38% pierde pe traseu. Avem blocuri care suntem obligați să-i asigurăm pentru o persoană căldura. De aceea, în strategie, pentru anul următor vom avea și alte modalități de a reduce aceste pierderi. În sensul că blocurile care, așa e trecută în strategie, să vedem și forma legală cum găsim, blocurile care au decât până în 5, dacă nu mă înșel, consumatori, să primească o bonificație de a se trece la o altă sursă de încălzire și să închidem acel bloc. Acele blocuri avem pierderi de 60-70%. Pentru că încălzești într-un bloc o singură persoană sau maxim două. E foarte nerentabil lucrul acesta, dar suntem obligați de lege să-i asigurăm aceste surse de finanțare. Revin și vreau să fiu foarte bine înțeles. Am mizat pe acel ajutor de urgență de la guvern
care ni l-a dat sub forma acestui împrumut, pe o perioadă de maxim 20 de ani. Suma noastră nu e mare, vă spun, sunt primării în țară care discută de 200-300 de miliarde. Și nu sunt cu mult mai mari decât primăria Giurgiu. Sistemul lor e mult mai învechit și mult mai purtător de, eu știu, de pierderi. Dar de dumneavoastră depinde, nu vreau să o arunc ca formă pe umerii dumneavoastră, dar de dumneavoastră depinde continuarea pe timp de iarnă și asigurarea căldurii pentru toți cetățenii, în condiții de siguranță. Și vreau să vă spun lucrul acesta, în condiții de siguranță. Poate că vom găsi surse alternative, îi mai plătim ceva, îi mai dăm ceva, dar în condiții de siguranță să cumperi gaz în avans și să-l ai în cont, să-l ai în rezervă acolo și indiferent dacă mâine se întâmplă ceva, de unde să ia gaz sau dacă mâine se întâmplă ceva și avari temperaturi de minus 20 de grade, să nu ai nici o mică problemă pentru că ai acel gaz necesar funcționării. De dumneavoastră depinde astăzi ce decizie veți lua. Mulțumesc. Domnul Dinu? E o problemă destul de delicată și chiar e foarte bine că intrăm în dezbatere pe genul ăsta. Domnul, eu cred că sunt un lucru bătrân care din când în când trebuie să mai mușcați pentru a vă regenera dinții. E destul de delicat ceea ce se întâmplă astăzi în cadrul Consiliului. Părerea mea, de eu știu că vă stai, dar părerea mea că noi nu trebuie să lăsăm oamenii fără căldură. Că dacă luăm o decizie proastă astăzi, vreau să vă spun că riscăm să le dăm oamenilor căldură. Și că atare vă rog frumos să topeți. Mulțumesc, domnul Dinu. Domnul Gălicu, să-i dăm... A fost pronunțat okay. Mai greu și pe care consecință trebuie să spun și o punct de vedere. În primul rând, aș vrea să vă rog, stimați colegi și domnule primar, să nu aruncăm responsabilitatea în mâna consilierilor. Pentru că, revin la ce am spus prima dată, dumneavoastră ați ieșit în toamna anului 2015 și ați spus că problema încălzirii orașului este rezolvată. Pe ce v-ați bazat? Pe sprijinul consilierilor? Spuneți chestia asta, spuneți că ați greșit. Și spuneți că ați avut încredere Consiliul Local că vă va susține pentru rezolvarea acestei probleme. Nu, domnule consilier, dacă vreți să vă explic pentru ce am spus lucrul acela, nu că mă bazam, oricum m-am bazat întotdeauna pe consilierii care sunt responsabili. Dacă facem un dialog de forma aceasta, nu o să ne mai înțelegem niciodată. Vreau să mă bazat încă, domnul președinte, din câte știu eu. Conform regulamentului, cam așa trebuie să funcționeze. Nu, eu vă răspundeam dumneavoastră. Nu trebuia să vă răspundeam dumneavoastră. Da. Era normal să vă răspund. Și vă rog să închidem. Vă rog primar sau cineva. Haideți să nu transformăm. Deci, haideți, domnul Dinu. Tu te duci într-o zonă în care riscăm că acești oameni din... Haideți să ne respectăm. Eu v-am spus dumneavoastră. Acum am zis lucruri din trecut, care astăzi nu mai sunt valabile. Noi aprobăm doar creditul să poată lua. Arată ordine de trei. Că executivul va duce bani în altă parte, este problema lor. Nu este răspunderea Consiliului Local. Răspunderea Consiliului Local este doar atât. Da sau nu? Dar ce este pe ordinea de zi? Mulțumesc. Deci, să dau răspunsul. Știți de ce am spus în septembrie că nu va suferi populația de fric? Pentru că știam să punea problema intrării în insolvență și în faliment a scutului. Pentru cauza aceea, nu pentru asigurarea surselor. Să punea problema dacă se închide cetul, dacă intră în faliment cetul, ce facem? Și același lucru am spus, există soluție de alternativă pentru a nu intra. Uitați-vă, cetul nu e în faliment în acest moment, sau GEP-ul nu este în faliment. Deci, din punct de vedere al firmei care trebuie să funcționeze, era acest moment, spuneam, am alternativă. Să punea problema, discuția și de aceea vă spun, dacă ați prins frânturi din ședințele de Consiliu sau ați prins ce vă trebuie, măcar studiați foarte bine problemele și după aceea veniți să le dezbateți aici în ședința de Consiliu. Domnul Galicu, vă rog frumos. E clar, acum înțeleg și de ce Giurgiu TV a venit aici. Vă urmărește pe dumneavoastră pentru că asta ați dorit numai scandal, domnul Galicu, în Consiliul acesta. Și este o rușine pentru că acești oameni stau aici să veniți cu scandal TV. Vă mulțumesc mult. Asumați-vă problemele care trebuie să vină acum. Domnul Galicu, încheiați, vă rog. Domnul viceprimar. Miercuri, când avem ordinare, să treceți punctul divers, să putem să ne plecăm la timp.
Așa, așa și trebuie. Vă rog. Domnul interesant că se scandalizează un punct destul de delicat. Încetați, vă rog, domnul Dinu. Vă rog, domnul viceprimar. Vă rog. Dragi colegi, ce vreau să vă spun este faptul că noi am aprobat toți subvenția pe anul acesta pentru încălzire. Deci este o hotărâre de Consiliu care este aprobată și dacă stau să mă gândesc și m-am gândit bine, este încă în unanimitate aprobată. Ce trebuie să facem astăzi? Să asigurăm sursele de finanțare. Este adevărat că până la ora actuală s-a dorit ca o parte din sursele de finanțare să fie suportate printr-un ajutor de la guvern. Nu s-a putut și nu se poate, dar ne creează o posibilitate să facem un împrumut pe un termen lung, pe care să-l folosim pentru cumpărarea de gaze și astfel să rezolvăm problema aceasta pe termenul anului care suntem în curs. Sunt două lucruri care s-au spus aici. Spunea și domnul primar. În viitor avem, și știți că am aflat cu toții, avem strategia energetică prin care vom crea trei centrale de cartier. Este în mod normal că în trei centrale de cartier, clar că tot ce înseamnă transportul energiei termice de la furnizor la punctele termice va suferi cât mai puține pierderi. Deci, automat, și prețul energiei termice care va fi furnizată va fi mai mic. Nu uităm că mai avem pe piață încă un furnizor de energie care se transformă și în energie termică. Este vorba de alimentare cu gaze. Vedeți cu toții că în prezent există chiar o acțiune foarte importantă a furnizorilor, a consumatorilor de energie de a se raporta la gaze. Iată deci că în viitor vom avea. Dacă acum sunt echilibrați consumatorii de gaze cu consumatorii de energie termică, iată că eu prevăd că în viitor cei care se vor acorda la gaze vor fi din ce în ce mai mulți și atunci furnizorul de energie termică va avea din ce în ce mai un consum mai puțin, o cantitate de energie termică din ce în ce mai puțin livrată. Să face totuși o confuzie. Deci vorbim acum de 4.500.000 de lei în împrumutul acesta de la trezorărie pe 15 ani, să nu spunem 20, pe 15 ani, înseamnă 3 miliarde vechi pe an. Nu înseamnă, împărțit de matematică, înseamnă 25.000 de lei pe lună, nu 50.000 pe lună. S-a spus altceva, domnul. Da. Bun. Vă rog, domnul. Dacă tot au fost discuții... Haideți să le respectăm și să îi auzim punctul de vedere. Am înțeles, domnul. Nu am întrebat niciodată, domnul Roiu. Vă rog, domnul Roiu, dumneavoastră aveți o mică sugestitoare, ați înțeles din prima. Dumneavoastră ați înțeles din prima. Vă rog. Domnul Dinu, vă rog. Am înțeles. Vă rog, păstrați liniștea. Vă rog, domnul. Dar de ce faceți? Domnul Dinu. Eu nu mai sunt de acord să ascult așa ceva. Concluzionat. Vă rog, domnul Dinu. Ideea este că suma nu este mare pe un an de zile. Este adevărat că grevăm următorii 15 ani cu suma aceasta. Dar ne asumăm acest risc. Am spus-o și eu chestia asta, o mai spune și dumneavoastră. Altceva mai nou, spuneți-ne ca să știm ceva nou. Va avea căldură. Da, v-am spus, domnul, v-am spus și ceva nou, ceea ce nu știați dumneavoastră, că aveți o minte scripitoare. Vă rog. Dacă nu mai sunt discuții, supun la proiectul de hotărâre. Vă rog, domnul Băi. Am înțeles. Cine este pentru? Domnul secretar. Domnul președinte, n-ați luat în casă propunerea doamnei Cilac. Cine este împotrivă? Se abține cineva? 1, 2, 3, 4. 5. A trecut? Nu, n-a trecut.
Deci este 5? 8. Păi suntem 15. Stai să mă. Nu vă dat voi. Păi 5. Nu din 5, mai din total, 15. De ce avem din mașină? Da, stați afară. Cele care vizează bugetul sunt nu mai trebuie să participa la ședință. Asta cu bunul și asta cu bunul. Înțeleg că proiectul n-a trecut. Și de 11. Vă mulțumesc. Bună ziua.